Mai Caterinca. Eu aș vrea să vorbesc cu Larisa. Nu știu dacă vrea ea să vorbesc. Dar de ce? Nu? Să nu o mănânc? Eu i-am zis, cheamă într-o cameră roșie să vorbiți. Vreau că nu, nici nu vreau să discut despre subiectul ăsta. Bă, cum mi-am pare supărat? Ceea ce, într-un fel, e bine că pare supărat. Păi da, e bine, dar... nu mai are rost. Acum, nu știu. Voi v-ați încheiat socotele. Pare supărată, da. Dacă este așa cum spui tu, pare supărată. Da. Bă, frate, hai să o luăm băbește. Bă, n-am făcut nimic. Păi aia zic că... iei videoclipul? Nu ai făcut. N-am făcut nimic. Că se interpretează, da, e ok. Fiecare... e interpretabil. E interpretabil, dar n-am făcut nimic la probe. Dacă primea că făceam ceva, ok, am înțeles. Ce ai făcut acolo, la fete? Asta cu Ștefania la masă, dar și cu fetele, știi, dar... Da. E o atmosferă nașpa acolo. E mai rău decât la noi, nu? La noi e bine. Nașpa e foarte plin. Ce făceau? Fiecare pe unde păi, mă gândesc de, de, Alena, de Alena te interesează pe tine. Alena, plăgea, aș fi vrut să vorbesc cu ea acolo la masă, cu toată lumea, dar n-am mai deschis subiectul, am văzut-o că plânge, am lăsat-o în pace. Alena plângea? Da. Plângea? Da. Dar îți dai seama, frate, de situația asta, de tot, da. Uite, frate, și de-aia ți-am spus și înainte de ce am vorbit noi, să nu o chem că... o să se ajungă, frate, bă... Da, mă, dar stai puțin, eu am crezut că tu vrei să-ți închei niște situații. Vreau să lămuresc, vreau să lămuresc păi toată da, bro, situația. Dar tu ai văzut ce zici pe conexiune, bă, frate? Că vreau să conexiune lămuresc. Că nu există nu, nicio nu. Problemă, eu trec peste, nu. Trece peste. Nu, ți-ai dat deja verdictul, eu am crezut Ștefane. Că tu vrei să vorbești cu ea, zic, bă... Nu, vreau să văd în camera asta roșie ce se întâmplă. Ce să se întâmple? Tu o să pui, bă, e ok, mergem mai departe și ai trecut. Există posibilitatea să întreb o grămadă de chestii, există posibilitatea să tac. Există două posibilități mari și late. Vedem ce-mi vine în momentul ăla. Dar acolo. Tu n-ai niciun plan așa să o întreb, să, nu știu, te lași așa și dacă mă duc dacă acolo lângă ea și nu-mi vine să o întreb absolut nimic. Păi asta puneți și atunci de ce nu-mi dai și mie voie? Uite, eu aș vrea să vorbesc cu ea. E, da, dar uite cum ați făcut, cum s-a întâmplat acum. Să înțeleagă că, bă, nu avem nimic cu ea. Eu chiar vreau să mă duc să fie o cameră de pace. Nu vreau să mă duc să o omor în niciun fel, în niciun subiect, niciun nimic. Vreau pur și simplu să o liniștesc cu situația asta ce s-a creat în casă și să explic noi de ce gândim așa. Nu vreau să creadă că avem ceva cu ea, okay, pentru că și pe mine mă deranjează că plânge. A spus Cosmin acum, nu că mă deranjează, mă omoară chestia asta și nu-mi place, îți dai seama. Și aflu de-abia de la voi, că nu aflu, și de la doamna Andreea când atunci... Bine, nu te gândi că plângea în hohote. Era, bă, frate, era tristă, plângea. Păi și asta ce înseamnă? Că și când am ajuns eu acolo, așa. Te oprise cumva, dar se vedea. Și le-a jonglat rău. Bă. Le-a încălcit puțin. A dat niște detalii care trebuie să înțelegeți că eu, și în momentul ăsta, că mă cheamă pe mine primul în camera roșie, ea tot nu o să fie cum ar fi trebuit să fie de dimineață. Aș fi vrut să vă tu zic doar, bă, haide să tu... nu deschidem subiectul. Da, da, poate îmi vine distrusă în camera roșie. Da, dar nu vine, că nu distruge nimeni. Eu nu mă da, da, plângea în partea alaltă. Păi bun, plângea pentru că asta a fost conexiunea de așa natură. E presată, e nervoasă, nu știe cum să și le împartă. A dat-o bine, n-a dat-o bine, e un amalgam de gânduri, eu sunt conștient. Dar eu vreau să înțeleagă, eu mă dar duc... Dar de ce a spus că a plâns ieri? Că nu am înțeles. Pentru de situație, cred. Situația. Aceeași situație. Așa cum tot de situație plânge, nu... Cumva se... Și e normal să se simtă cumva pusă la colț. Dar, băi, frate, prin afirmațiile ei și tot ce s-a întâmplat... Bă! Aia e, Ștefane. Eu nu sper să se schimbe. Aia e. Păi bun. Mamă, păi dacă nu mă las păi. Aici acum... Oamenii nu mă se las schimbă. Și pe mine să mănânc în partea alaltă, te rog! Cât costă, mă, televizorul ăsta? Ciotanu? Și da, că nu mai vorbesc absolut. Absolut deloc. Ochii din umbră, ochii de după copac. Dă-i zoom, dă-i zoom pe fața mea. Doar pe fața mea. Așa e Lenuța când se uită la noi. Zici că ești mătușa mea când vede un braț. Zice, hai să fac pute de braț, uite. Da, 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 da. Uite, tot așa, uite așa, ăsta e braț. Te pune în poză. Nu, unchiul mi-o face la fel, ia vezi. Hai să facem poză cu ceva și se bagă cu totul aici. Hai să facem poză. Ba greșit ai făcut. Păi da, știu. Știu. Dar important este că Ștefan te-a iertat.
Și important este să te concentrezi pe Ștefan. Dar și el aude, îmi pare rău și de el că pun în situația asta și la fel și băieții sar pe el și zic tot felul de lucruri. Și... Dar și dacă treceți peste asta? Dacă am trece. Crezi că nu? Nu știu. Eu aș vrea, da. Nu știu aici. Vrei să le zici ceva băieților? Nu, nu vreau să le zic nimic, pentru că orice le zici nu e ok. Ce simți? Să le zici. Păi dacă le zic ce simt, îmi spun că nu simt asta. Nu îi lasă vorbească, nu îi lasă te întrerupă. Dar nu a zis nimeni asta, i-a spus... Ba da, mereu mi se zice. Ieri de Patrick în emisiunea care s-a dat. Nu doar aia. Mereu când zic ce simt, nu, că tu nu simți asta, că nu te credem. Păi de unde știu ei ce simt eu? Dacă eu zic două săptămâni cu aceeași chestii și... Nu, nu e așa, cum zic eu. Ea tot spune că se simte pusă sub o foarte mare presiune pentru că băieții tot invalidează sentimentele ei față de Ștefan și ei este mai greu să se exprime și să spună exact ceea ce simte. Nu cu orice a zice, oricum... Nu știu cum se demonstreze. Da, am pentru că dacă ai zis ceva, spune că o fac doar așa. E nevoie de timp pentru asta și ar trebui să te concentrezi pe Ștefan și atât. Iar ei cu timpul vor vedea. Eu asta o să încerc. Nu încerca, fă. Da, asta. Dar am nevoie de o pauză în care să nu mai zic nimeni nimic. Nu, ai nevoie ca tu să vorbești cu tine, să spui nu mai ascult nimic, nu te mai interesează nimic. Te concentrezi pe Ștefan și atât. Și gata. Orice aud mă enervez. Zic sincer că orice aud nu pot să tac, nu pot. Răbufnești odată și gata. Răbufnesc și nu mai pot. Răbufnești odată și gata. Dar așa cu tonul mai scăzut și fără jigniri. Dacă se poate, răbufnire pe silent. Pe silent, pe... În ton normal. Dacă vrei să le zici ceva, acum ai șansa. Nu vreau să sunt aici. Bine. Ba, acum știu că fiecare persoană reacționează diferit, dar eu o să fiu în postura ta și în locul tău, eu n-aș reacționa așa cum reacționez. În momentul ăsta acum? Frate, da, trebuie să mă destresez. Relaxat, trebuie să mă destresez. Nu, păi dar nu mai pot, frate, am avut o săptămână mortală. Și asta, și aia trecută, și aia altă. Cât să mai... Nu pot să mai duc așa, vreau... Da, frate, mă împiedic acum să râdă toată lumea. Că vreau să râdă toată lumea. Nu mai pot. Ce fac? Stau să-mi mor eu creierii în momentul ăsta? Să-mi fac păr alb că... Pentru ce se întâmplă aici? Când am fost la fete, trebuia să fac un joc acolo, mă. Ce joc? Vreau să sunt țoroiu, ce să... Nu, dar acum m-am gândit. Hai, mă, râzi. Ce? Râzi. Nu vreau. Râzi, frate. Ce joc vrei să faci? Dime, hai, fă la noi joc. Da? Hai, fă și ce la vrei noi să joc. Mai facem l-am mai făcut aici, la fete vreau să fac. N-am înțeles, scuze. Ziară. Dar n-ai făcut-o pe aia ta să te conectezi. Ce vrei să faci în partea altă? În momentul ăsta aș vrea să stau cu fetele puțin la o vorbă. Toate sau toate, una? Toate. Nu e una special? Nu. Bine, au fost două zile de bine și acum e una rea, dar după mai durează două zile de bine. Hai, vedem. Am văzut-o supărată grav. Cum? Am văzut-o supărată pe e supărată pe acțiunile ei. Nu pe acțiunile mele. Păi da, ea a fost deranjată de faptul că te-ai dus în emisiune videoclip. Bă, ascultă-mă, s-a simțit trădată de tine. Crezi? Cum s-a simțit? Trădată de ea, de el. Nu! Crede-mă. S-a simțit trădată de el, bro. Păi, realist vorbind de acum, realist vorbind. Astăzi am văzut-o foarte afectată. Frate, fii atent. Băi, ce faci, mă? Băi, alo. Lumea... Vrei să vezi că bag 11-le? Lumea m-a întrebat. Uitați-vă ce videoclip am făcut eu? Eu nu am adus. Uitați-vă la bila asta, vă rog. Stai la să asta. Le analizăm, că uite. Ah. Continuă, că nu era. Lumea a întrebat ce videoclip am văzut eu. Așa. Și eu am arătat, eu nu am dat videoclipul cu ea. Absolut nimănui. L-ai arătat doar. Nu l-am arătat, da. L-ai arătat, nu l-ai dat mai departe. Nu l-am dat. Dar îți dai seama că și ea e afectată acum. Eu în dimineața asta am văzut-o praf. A fost praf, da. Hai să facem conexiune. Doamne, Cosmin era... Da, Cosmin, eu am crezut că e o femeie. Da, credeam și eu nu înțelegeam ce înseamnă. Da. Opa, opa! Bună ziua! Bună ziua! Trebuie mâncă un pic în ziua. Cine te gândi la Cosmin? Fiu-s-o!
Nimeni nu mă gândea. Imagina. Am un TikTok în care râd, mă rog, e un șablon de fapt, nu râd. A, deci ați ajuns să faceți ceva, zis eu, să faceți TikTok-uri direct aici, în emisiune, nu? Nu, nu, dar imitam râsul ăla. Cum face ea? Nu, nu fac acum. Hai. Uitați-vă. Hai, te rugăm. Hai, hai, te rugăm. Hai. Hai, gata. Acum. Am înțeles din prima. Asta era recul. Da. Da-ți face și aici în emisiune ce faceți pe TikTok. Oh my God. Sau prin cluburi. O strochi, doar Andreea, poți merg la baie? De ce se trage? Unde de la cluburi ți se trage. Cluburi, tari. Am înțeles. Am înțeles. Nu știu dacă e așa. Dar dacă e așa, eu nu știam.